În vremea de Crăciun se anunță una similară cu cea din anii anteriori, atunci când așteptările românilor cu privire la sărbători cu zăpadă nu s-au îndeplinit. Prognoza pentru Crăciun indică la acest moment temperaturi mai ridicate decât media acestei perioade a anului și nu se anunță precipitații sub formă de ninsoare. În perioada sărbătorilor de iarnă, temperatura media aerului va indica măsuri mai ridicate decât ar fi normal în toate regiunile, anunță meteorologii. De altfel, potrivit prognozei meteo, pentru următoarele 4 săptămâni, vremea va fi mult mai caldă decât ar fi normal în această perioadă de iarnă, până pe data de 11 ianuarie. Meteorologii spun să nu ne așteptăm la un Crăciun alb din cauza temperaturilor ridicate și a lipsei zăpezii. Severinenii și-ar dori să ningă în această perioadă deoarece anii la rând nu au mai avut parte de un peisaj de poveste de sărbători. Vă dori să ningă în perioada sărbătorilor de iarnă? Să ningă? Da, ar fi plăcut și frumos. Și în primul rând e mai cald când ninge. Și parcă e o altă atmosferă, o altă viață când ninge. Parcă saltă inima de bucurie când vezi că dă de sus puful ăla moale și frumos. Parcă simți cu adevărat că vine Crăciunul sau anul nou sau Revelion. Foarte mult mi-aș dori. Foarte mult mi-aș dori, că n-am mai nins de foarte mult timp la noi. Dori că ar fi frumos, știți cum este, dacă nu-i zăpadă de sărbători, parcă nu-i nimic. Meteorologii nu ne dau speranțe pentru un Crăciun cu zăpadă în 2020. Cum temperaturile vor fi pozitive, sunt estimate să apară mai mult ploile și lapovița.